Te-ai gândit vreodată cum arată mobii din Minecraft în viața reală? Și când spun chestia asta, mă refer la toți mobii din Minecraft în viața reală. Adică, bă, până la urmă, cum poate să arate o vacă sau un porc în viața reală? Să te-ai gândit vreodată cum arată un gardian de ăsta în viața reală? Un giant zombie în viața reală? Sau chiar un ender dragon? Ei bine, fraților, de-a lungul carierei mele pe YouTube am făcut mai multe clipuri în care v-am arătat cum arată diferiți dăștia mobi în viața reală. Însă astăzi avem ceva cu totul și cu totul mai special, deoarece aici pe harta asta am absolut toți mobii din Minecraft. Chiar dacă nu sunt aici, sunt acolo mai în față. Vedeți, sunt mai multe categorii de astea, nu știu, harta e foarte ciudată. Însă cel puțin are, vedeți și cum am blocat acolo, are toți mobii, adică efectiv toate categoriile de mob, toate chestiile astea, boys. Adică când spun villager, nu mă refer la un singur villager, mă refer efectiv la toate seturile de villager. Uitați-vă, boys, aici cum arată băiatul ăsta. Arată foarte, foarte ciudat. Uitați, deci ăsta e un fel de habar, nu, boys, care-i treaba. Deci toți mobii, calul negru, deci toți mobii din Minecraft. Am reușit să găsesc un videoclip în care ne arată efectiv cum arată toți în viața reală. Și sincer, o să fiți șocat să vedeți cum arată mob gen giant zombie, ender dragon și desigur marele, dar neuitatul wither în viața reală. Fraților, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați neapărat la acest canal, pentru că suntem foarte puțini pe acest nou canal, în cazul care încă nu ați făcut-o. Și haideți să începem. Deci uitați-vă, boys, cât de rare sunt mobii ăștia, adică skeleton, pe spider și toate lucrurile astea. Haideți să trecem la videoclip. Ok, fraților, deci hai să începem frumos așa. Prima dată le avem pe astea. Deci astea sunt foarte, foarte basic, nu mi se pare nimica. Wow, avem pig, cow, mushroom, cow și creeper. Adică toată lumea bănuiesc că știe cum arată un porc, o vacă sau un mushroom cow de ăsta, nu știu dacă am văzut eu vreodată. După avem zombie, toată lumea a văzut vreun zombie măcar o dată într-un film. După, fiți atenți, fraților, aici începe faza foarte mișto. Avem pe traderul ăsta, de care eu nici nu știam că îl cheamă Wandering Trader. He's only mirror the Wandering Trader offer really bad trades. Deci uitați-vă, fraților, așa arată un Wandering Trader în viața reală. 100% nu știați că îl cheamă Wandering Trader. Toată lumea știe traderul ăsta din Minecraft. După avem un, aoleu, un paiajer. Eu râs cu paiajerii, vă știți pe mine. Avem un gazd, boys, chestiile astea chiar există în viața reală, like, în cazul în care nu știați, gasturile chiar există în viața reală, însă sunt niște microbi, fraților, adică efectiv s-ar putea, deci nu știu ce animal are gasturi de-astea, gen nu se numesc gasturi în viața reală, vă dați seama, dar chiar există în viața reală și sunt niște microbi care sunt foarte, foarte mici și nu-i vezi decât la microscop. Care este chestia asta? Blazurile, boys, blazurile e un fel de om de foc sau ceva de genul vulpea, toată lumea bunesc că știe cum arată o vulpe. Phantom, chestiile astea totodată au fost luate din antichitate, de pe perioada dinozaurilor, fraților, aceste, deci chestiile astea mă enervează maxim, plus că eu n-am un aim așa de bun, efectiv noaptea când mă uit pe ceva mă terorizează. Horse, toată lumea știe cum arată un cal, calul negru, vedeți acolo. Zombie fight piglin, adică un pigman, zombie pigman. B, ok, o albină, toată lumea știe asta. Cave spider, boys, deci cave spider chiar există. Vă dați seama că există și viața lui, logic. Delfin, foarte mișto. Lama, lama care te scăipă, boys, clasic, clasic. Avem Enderman, fraților. Endermanul, iară, nu știu, e inspirat după Slenderman, în cazul care nu știați. Un lup, iar arată super, super mișto. Drowned, astea, vă dați seama că zombii ăștia care sunt drowned, zombii ăștia care sunt în ecastortic, sunt în ocean. E, într-un fel, sunt cadavrele altor exploratori care au murit în ocean, boys. Cam asta e chestia, știți ce zic? Panda, toată lumea, boys, știe cum arată un panda foarte drăguț. Skeleton, un cabinet de biologie, toată lumea are. Vindicator, ok, fraților. Deci vindicatorii sunt ăia care stau la dungeon-urile alea super, super ciudate. There is Johnny, Squid, deci o da asta, o caracatiță. Vex, holy shit, Vex, nici nu știam de mobul ăsta în Minecraft. Deci bă, pe bune, nu știam că există mobul ăsta Vex în Minecraft. Scrieți în comentarii, fraților. Deci bosta nu e Minecraft, mă, fără ce... Deci, bă, pare ca un înger de ăla, știi ce zic? Adică 100% ați văzut vreodată, măcar o dată într-un desen, un înger de ăsta. Vex, unde se găsește mobul ăsta, frățiu? Scrieți în comentarii, eu nu știu de mobul ăsta. S-au băgat ei de la ei? Nu știu, există mobul ăsta Minecraft. Ocelot, clar. Magma Cube. Arată mult mai ciudat, fraților. Parrot, un papagal. Toată lumea voia să aibă un papagal. Slime. Logic, boys. Rabbit, foarte drăguț, un iepuraș. Un villager, fraților. Deci, fraților, pe bune, există villager de ăștia cu nasul de ăsta mare, gen oameni care chiar există, dar în triburi de astea, știi, zic. Strider,
Mamă, păi nici de ăsta nu știam, bă, ce mob sunt ăștia, meri, eu nu știam de ăștia. Deci eu zic sincer, Spider Jackie, Spider Jockey, Snow Golem, da, de ăsta știu. Salmon, da, un somon, haha, somon, vezi că merge bine rău de tot. Hopa, deci că Cook, Salmon, Restore, Six, Anchor, Bars. Mamă, frate, eu nu știam că somonul îți dă 6 dalea. Killer Bunny, un... Fiți băieți, un iepuraș ucigător. Fraților, e cam ciudat. Zoglin, ce e asta, boys? Asta e un Zoglin, e un jumate porc, jumate porc, man, gen pigment ăla. Donkey, deci un măgar. Sheep Owae, ok. Deci sunt toți mobii, efectiv, din Minecraft. Cat, nice. Guardianul. Boys, Guardianul arată, cred că tot o bacterie e. Polar Biru, deci ursul polar, mamă, mișto de tot. Shulkerul, boys, chiar există chestia asta, cât de mișto arată. De asemenea, un artwork. Chicken Gainer, nu știu ce l-au pus la început. Endermite, boys, mamă, cât de mișto e. Și că nimeni nu vrea să întâlnească un Endermite în viața reală, avem destule bug-uri oricum. Turtle, Tropical Fish, Nemo, Elder Guardian, boys. Nu știu, deci ăsta e un fel de monstru de ăsta al oceanelor. Wither-ul, uitați-vă la el, boys, am zis de chestia asta. Ender Dragon-ul, boys, uitați-vă cât de mișto e. Vă dați seama că ideea asta cu Ender Dragon-ul e luată de pe vremea în care se presupunea că existau dragonii. Deci, fraților, cam asta am văzut în videoclipul de astăzi, boys. V-am arătat majoritatea mobilor de aici, s-au omis mai ales ăia care sunt basic, adică cum ar fi zombie sau... Ba da, s-a arătat și zombie și schele. Creeper-ul a fost la început, Spider-ul, vă dați seama. Deci foarte, foarte mulți mobi, fraților. Și în cazul în care sunteți mai noi pe Minecraft și o să să evit întrebarea asta în comentarii, acest, să spunem așa, zombie gigantic nu prea se mai găsește acum în noile versiuni, să mă întrebați de el, însă înainte în versiunile 1.7.1.8 era chiar foarte, foarte des întâlnit. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți clipuri de genul și vă rog să vă abonați la acest canal să ajungem cât mai rapid la 5.000 de abonați. V-am pa pe toți, pa, pa!